Ce s-a întâmplat la mare atunci? Lăsați-l mă cu bătaia dacă nu vrea să povestească. Vreau să vorbesc. Vreți cu... Da, vorbește, zi. Ce s-a întâmplat cu bătaia? Cu bătaia? Am crezut că nu vrei să vorbești. Ba da, să... cum să nu, fii atent. Eram la... Erai la un în club. Eram eu, Lino și cu Mario. Ne-am distrat, am băut toată noaptea, băiețește frumos și la sfârșit a venit un băiat. De ce îl deranjez, nu știu pe... nu știu care, nu-l cunosc, nu știam nici pe băiatul ăla. La tine a venit sau la... Da, la mine. Nu știam nici pe băiatul ăla, pe nimeni nu știam. Și n-aveam motiv să se adună, că noi am fost super amabili cu toată lumea, gen, am fost deschiși, ne-am distrat, cu toți acolo, nu era... Prieteni, toată lumea era acolo. I s-a părut că ai ceva cu cineva? Nu i s-a părut, am încercat să se ia de mine, nu știu. A, de s-a luat fără niciun motiv? Da, am înțeles. Zic și la sfârșit. S-a luat de mine, în fine. S-a luat de mine, după care a încercat să mă josească în fața lumii. Ai înțeles? A, am înțeles. Noi am plecat, s-au băgat de garzi, am plecat. Era o chestie de ego la omul ăla, nu că avea el ceva cu mine. O chestie de ego, că se uitau probabil fetele noi, na, noi fiind cunoscuți, na. Da, și m-a găsit pe mine cel mai mare dintre ei și s-a luat de mine, înțeleg? Ei, noi am plecat și au venit după noi să ne bată. A venit după noi, mi-a tras unul, doi, trei pumni, mi-am dat și eu doi, trei pumni. Am fugit, ce a fost? Dacă au fost spălat toate știrile și până toate... Dar până la urmă am văzut că v-ați împăcat, după o perioadă. După o săptămână ne-am întâlnit la secția de poliție, eu, băieții respectivi, și ne-am zis, băi frate, ne cerem scuze, am fost și noi beți. Ei, eu acum m-am dus la mama, bre mamă, ce să fac? Că... bre mamă, ce să fac? Oamenii ăștia m-au bătut, ce fac? Mamă, Dumnezeu, o zi să ierți de 70 de ori câte 7. Iartă-i, mamă, i-am iertat, ce să fac? Păi ce să faci? Până la urmă... Erau niște copii oricum, mi-au sunat, și cu încă ne-au sunat cineva, părinții acolo, lor. Dacă se întâmplă acolo, rămâne acolo. Da, ne-au sunat părinții lor, vă rog eu frumos, că sunt copii, că nu știu ce, iertați, ce să faci, să bagi niște copii la închisoare? Au greșit și ei, se mai întâmplă, acum ce poți să faci, s-au cerut iertare, nu mai. Da, mă, ce să-i faci?